poate că sunt datorii, că nu avem bani, să mergem mai departe și cred că la aceste lucruri trebuie să răspund. Și să precizez că, bine vă amintiți, în 2020, când am preluat și am pornit pe acest drum, au fost obiectivele clar trasate. Eliminarea datoriilor, refacerea imaginii sportului Târgu Mureșean, cu datorii la Federații de Specialitate, etc. Asta foarte greu, pas cu pas, trebuia să le eliminăm. Și, normal, cel mai important, activitatea sportivă, care trebuia construită și bazată pe proiectul nostru, pe Târgu Mureșean. Cred că pașii s-au făcut. Am adus acasă sportivii cu rezultate extraordinare, care au concurat și au adus medalii pentru alte cluburi și alte municipii. Și, cum bine știți, ați participat la privirile noastre. An de an am adus multe medale și rezultate și am reconstruit acele ramuri sportive, unde am avut un nucleu bogat, o bază bună, Târgu Mureșeană, și am urmat acest proces, eu zic, sănătos, pas cu pas. Nu a fost absolut nimic umflat artificial, ca să zicem că peste noapte ne facem echipă de campioni și ne luptăm cu cei mai mari. Eu zic că cădeam în aceeași capcană ce s-a făcut și în trecut sau și alte cluburi care vor peste noapte să facă rezultate. Deci am construit sănătos. Aici, de exemplu, pot să dau și normal secția de basket, care a fost primul care a promovat pe nucleul Târgu Mureșean. Și urmând secția de futsal, un 11, un nucleu foarte valoros, care și au promovat. Și n-am făcut acea greșeală ca să aducem 3 spanioli și 5 portughezi și iară să ne luptăm pentru titlu. Am avut o răbdare și am dat continuitatea acel nucleu tânăr de jucători Târgu Mureșeni, care au dovedit că au prins experiență și au câștigat Cupa României la U19. Și mai nou, cu multe experiențe acumulate în prima ligă, au venit și victoriile cu răbdare și ne-am atins și acolo obiectivul, pentru că am rămas în prima divizie. Deci, în mare, am vrut să generalizez toată politica și structura și proiectul pe care a urmat CSM-ul. N-am vrut să vorbesc expres despre secția de basket. Cred că antrenorii și jucătorii au vorbit pe partea tehnică și evoluția echipei. Proiectele și obiectivele care le-am trasat până acum cu secția de basket au fost Final League-ul, care, cum am spus și este un obiectiv atins. Top 10, ca să fim în primele 10 echipe și să nu jucăm pentru o grupă de foc de 11-18, unde jos pentru retrogradare și bine știți că toate echipele sunt bune și e foarte greu să te lupți acolo. Am mai rămas să accedere în play-off. Da, cred că problemele s-au spus, s-au menționat. Încercăm să stabilizăm această situație și în următoarele etape obiectivul se poate atinge. Deci asta depinde numai de ei, de noi, ca să dovedim tuturor, pentru că ne merităm, cred că am dovedit că ne merităm locul în primele 8 echipe. Suntem alături de băieți, asta am menționat și chiar după meci, am fost în vestiar și i-am transmis, pentru că tot băieții ăștia au făcut rezultatele pozitive. Trebuie să recunoaștem, s-a și spus că avem o rotație scurtă, dar sunt băieții noștri, s-a construit o piramidă destul de sănătoasă, avem colaborări și avem rezultate la echipele de junior și Liga 1, unde suntem pe primul loc la echipele de satelit. Deci este viitor și asta vreau să menționez încă o dată, nimic nu s-a umflat artificial, o luăm pas cu pas și
o să promovăm jucătorii noștri, local, și asta este și decizia clubului, a comitetului director și partenerul nostru sponsor, cu care întotdeauna facem strategia pe sezoane, ca să o luăm pas cu pas. Referitor cu achizițiile, dar din păcate sezonul ăsta am fost restricționat, dar pe această problemă s-a lucrat, avocații noștri și eu persoană am făcut deplasări și discuții multe la Federația de Specialitate, la Federația de Basket și sunt argumente foarte clare. Acum am așteptat și deciziile curții de apel, care clar au declarat falimentul vechiului club și chiar s-a radiat acel club. În decizia finală, acolo sunt clar argumentele de ce a falimentat acest club și noi clar am putut să dovedim aici că nu suntem aceeași club, nu avem nici o asociere sau o continuitate, nici măcar sportivă, pentru că legea continuității sportive se referă, trebuie să trei locul în campionat, culorile, palmaresul, etc. Deci noi nu am făcut aceste lucruri, am dovedit și sperăm să avem un răspuns cât mai curând și normal pozitiv, ca să nu fim asociați cu trecutul și să putem construi și să mergem mai departe pe drumul nostru și pe obiectivele noastre.